Proiectul este parte a probei anticipate a examenului de bacalaureat biling francofon și implică prezentarea unor lucrări despre cum privesc elevii dezvoltarea durabilă atât într-un oraș vechi cum e Brașovul, dar și în Galați aflat la malul Dunării. Școlarii au avut astfel ocazia să lucreze în echipă și să își îmbunătățească cunoștințele de limba franceză. Cu siguranță mi-am îmbunătățit vocabularul și acest lucru mă va ajuta anul viitor, atât pe mine cât și pe colegii mei. Am învățat să socializăm între noi, să fim un grup unit. Am căpătat experiența necesară proiectului biling pe care o să-l avem anul viitor. E greu sau ușor să lucrezi împreună cu alții? La început a fost greu pentru că nu am reușit să facem o echipă prea bună, dar pe parcurs ne-am cunoscut între noi și am reușit să facem un produs finit, zic eu, bun. Profesorii spun că acest tip de proiecte învață pe copii mai multe decât lecțiile din manual și îi ajută să se dezvolte. Ei trebuie să știe să se informeze în franceză și să împărtășească experiența lor în limba franceză. Iar noi ne-am axat mai mult pe problemele locale, pentru că vrem să dezvoltăm tocmai latura asta cetățenească și majoritatea elevilor noștri cam studiază în străinătate. Învățământul biling le oferă posibilitatea de a lucra într-un proiect interdisciplinar în clasa 11-a. Ei au posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile lingvistice, în primul rând vocabularul, elemente de gramatică pe care apoi să le aplice în lucrările pe care le redactează, apoi sursele de informare, așa cum e normal și firesc. Ei trebuie să învețe să lucreze în echipă, să împărtășească ceea ce fac. Acest proiect nu poate fi dus la bun sfârșit cu muncă individuală. Este absolut obligatoriu ca ei să lucreze în echipă, echipe mai mici întâi, apoi echipa întregii clase. Aici mi se pare beneficiul cel mai mare. Dincolo de competențele lingvistice, sunt cele sociale, ca să zic așa. În cadrul programului este implicat și un profesor din Franța ce predă la Galați, care apreciază că elevii români se descurcă excelent când e vorba de inovație. Eu cred că au găsit multe informații, au descoperit orașul lor, și, într-adevăr, cred că trebuie să le ascultăm un pic pentru politica de orașul. Să fie Galați mai bine amenajați. Programele din cadrul săptămânii Școala Altfel vor continua, iar elevii vor participa în această perioadă la activități recreative și sportive, dar și culturale organizate în colaborare cu Complexul Muzeal de Științele Naturii, Biblioteca Județeană și alte instituții.